Curiozitatea și mi-am dorit foarte tare să-l cunosc pe Alin în momentul în care am citit două articole despre el, unul în sport și celălalt în sport. Mai ales că sunt amatoare, că îmi place foarte mult kickboxul, că vin din lumea asta, că merg la foarte multe gale de kickbox. Am citit povestea lui și mi-a stârnit curiozitatea, mi-am dorit să-l întâlnesc și am întâlnit un om foarte, foarte bun. Aparte de cariera lui din spate, de ceea ce este de luptătorul de astăzi, povestea lui este una care merită să scrie o carte. Iar din acest motiv, din momentul în care l-am cunoscut, am făcut niște fotografii cu el, mi-am dorit foarte tare să aștern povestea lui și pe blogul meu, pentru că peste un an de zile Alin Chirilă va fi pe toate știrile, pe toate ziarele, va fi greu, știi cum e cu impresarul, nu o să mai dau. Deja trebuie să profităm acum să luăm autografe de la el, nu? Absolut, să facem poze, că ziceam peste un an de zile Alin Chirilă va fi... Eu povestea ta începe undeva la Londra, nu? Da, practic am mers în Londra să lucrez. Tu ești din Timișoara? Sunt din Galați. Bun. Până la 17 apartamentul ani. L-ai luat, nu? În Timișoara. În Timișoara, da. Știam eu ceva cu legat de Timișoara. Primul. Sunt din Galați și la 17 ani am plecat din Galați la Timișoara să-mi caut de lucru. Practic mi-a dat tata 70 de lei, dă-i drumul, pleacă la muncă. Ești destul de mare să poți munci, să te poți întreține singur. Și ăla a fost punctul în care mi-am luat singur viața în mâini și de acolo a plecat totul. La început am lucrat prin anumite șantiere. Uh-huh. În construcții, nu? În construcții, da. Am intrat în câteva săli de sport în Timișoara să fac pentru mine, fiindcă mi-am luat în a doilea job pe noapte de pe security. Și deci să cumva fiu... gustul pentru sport îl aveai, nu? Îl aveam, da. Tot timpul am fost... îmi doream de mic, practic, să fac mai mult sport. Eram în clasa 4, a 3-a și aveam un sac cu nisip legat de un cireș în curte și dădeam în el. După o perioadă de timp am plecat în Londra. Uh-huh. Și acolo am mers într-o sală de MMA, practic să fac pentru mine. N-am vrut să fac ceva care în momentul ăla. Care a fost sentimentul? Ce te-a încercat când ai intrat în acea sală? Ce ai simțit? Am simțit un fior când am intrat în sala aia. Simțeai că parcă e ceva interesant acolo, când am intrat place, acolo, nu? Și am văzut cu câtă pasiune și cu cât zâmbet pe buze se băteau toți și făceau antrenamentele de acolo, mi s-a ridicat părul pe mână și am zis, mamă, aici e de mine. Ce a urmat apoi? Apoi a urmat bucurie, practic, care am avut-o după meciul ăsta și m-a fost motivat, câștigând primul meci, am fost motivat să continui și fix a doua, a treia zi după meciul respectiv, i-am spus la antrenor, când pot să am următorul meci? Deci eram excited la maxim. Când pot să am următorul meci? Și am spus, stai ușor, mai avem de antrenat. Și acolo am început, practic, antrenamentele mele mai grele, mai intense și să pot merge pe următoarele meciuri. Când ai reușit să-ți strângi primii bani, aceia cu care ți-ai cumpărat și acea garsonieră sau acel apartament în Timișoara, de care erai foarte, foarte mândru și bucuros? Pentru prima garsonieră ce mi-am cumpărat, pentru garsoniera aia, am strâns undeva la 2 ani de zile, am pus bănuți deoparte, bănuți cu bănuți deoparte. Noi n-am știut ce e la concediu, n-am fost în concediu, n-am petrecut nopți pe cluburi, n-am... Și pur și simplu prima voastră căsuță, nu? Era prima noastră căsuță, dar m-am bucurat foarte tare când am luat. Am spus că în sfârșit avem un loc unde putem locui fără să plătim chirie. Așa, când mi-ți stânga, vreau să întorci un pic așa, pe rând le luăm, da? 1, înapoi, doar stânga de câteva ore, da? 1, încă o dată? Așa, încă o dată? Antrenamentele și sportul ăsta nu e chiar ușor. La un moment dat... Bănuiesc! La un moment dat plângeam de durere, care nu mai simțeam. Îmi dădeau lacrimile, mergeam și spuneam că trebuie... vorbeam singur, îmi spuneam, who's the champ, who's the champ, I'm the champ, I'm the champ. Tu și alergam, te automotivai. Alergam, nu mai simțeam picioarele, mă dureau picioarele, mi-amorțeau, mă usturau tălpile de la alergat. Și practic îmi dădeau lacrimile și tot îmi spunea, de câteva ori mi-am spus după câteva meciuri, am spus, ăsta e ultimul meci, asta nu mai... Era dureros din cauza că trebuia să împart și familia, și munca, și șantierele, și sportul. Am avut câteva lupte, sparring-uri, ceva antrenamente cu câțiva luptători de Muay Thai și am primit un cot undeva în zona feței aici. Și atunci am căpătat o semipareză pe partea asta de maxilar și a durat 3 luni de zile, nu m-am simțit... 4-5 dinți, jumate de nas și obrazul de aici și buza.
Nu mi-am simțit-o 3 luni de zile. Așa. Dacă l-aș fi simțit pe la în stomac... Cum a fost asta? L-aș fi simțit pe la în stomac... Bravo. După ce am aflat povestea campionului Alin Chirilă, care a făcut orice ca să-și depășească condiția, vrem să descoperim mai multe detalii și despre viața de mămică a Roxanei Ciuhulescu, dar și despre jobul vedetei de la minister. Zine de jobul ăsta frumos, care într-adevăr, uite că îți ocupă timpul și nu mai apucăm să ne vedem decât așa, târziu. Ca să spun foarte sincer, am fost sceptică în ceea ce privește, adică nu n-am crezut că o să mă adaptez, este primul meu job la stat. Mi-am dat mie răgaz 3 luni de zile, am zis că dacă nu reușesc să mă adaptez după 3 luni de zile plec, pentru că nimeni nu mă poate ține cu forța, dar surpriza nu numai că m-am adaptat, dar mi-a și plăcut. Am avut și am în continuare parte de o echipă frumoasă, de oameni frumoși. Și îmi place foarte mult. Cum e programul? Nu ți este un pic greu acum de la programul mai lejer și flexibil al filmărilor la acela zilnic? Totuși că este un program de birou, bănuiesc, nu? Da, sau așa e și de teren, este. Un pic. Este și un pic de teren, este, pentru că, da, merg cu ministrul la filmări, la activități, la acțiuni sportive și așa mai departe. Nu, m-am obișnuit destul de repede, pentru că, mai ales că eu am făcut sport de performanță, am fost învățată încă din fragedă pruncie. Domne, te trezești dimineața. Program. Program, sigur. Deci pentru mine n-a fost o problemă din punctul ăsta de vedere. Cum se desfășoară o zi așa din viața ta, o zi la muncă? La ce oră te trezești și cam pe la ce oră reușești să ajungi acasă? Păi mă trezesc în fiecare dimineață de luni și până vineri, mă trezesc la 6:30. Da. Da. Wow. În care îmi fac cafeaua, mă machiez, dacă apuc să mănânc bine, dacă nu, nu. După care îl trezesc sau se trezește fiul meu de 3 ani. Îl duc la grădiniță și fug la birou. Mulțumesc. Iar la birou depinde, începe de la treaba. O zi la alta. Da, da, da. Sunt astăzi, de exemplu, a fost o zi nebună, a fost o zi cu multe activități. De obicei termini spre după masă, 5:30, nu? 4:30, 5? 4:30, 5, dar sunt zile în care am activități, avem evenimente sportive în care mai lucrez și în weekend. Am seara, de exemplu, filmări la care îl mai însuțesc pe domnul ministru. Ce au zis ai tăi din familie? Ce a zis soțul tău așa, cu privire la noul program? Tu înainte probabil erai mult mai pe acasă, acum ești mai mult la muncă, nu știu, s-au obișnuit cu ideea. Și pentru că bărbații de obicei își doresc ca femeile să stea și pe acasă mai mult. Și da, da, da. Cele carieriste sunt... Na. Am avut o perioadă în care am stat cam prea mult acasă, în momentul în care a început pandemia, da, și când mi-am pierdut absolut toate activitățile profesionale. Noroc a fost doar pentru o perioadă scurtă de timp, dar în care am simțit că mă sufoc, efectiv. Adică tu fiind o tipă oricum extrem de activă și da, de... Da, și știi cum e, este frustrant când până în momentul ăla aveai multiple activități, aveai în plan, făceai sport. Dintr-o dată, iată-mă în casă, învățând, stând cu cartea de bucate în mână, sincer, deci am învățat să gătesc în perioada aia... Am zis că nu e adevărat. Uite că fiecare perioadă are și nu? Partea părțile frumoasă, bune, da, și frumoase. Să știi că partea cea mai frumoasă a fost că am avut timp să stau cu copiii mei.
handbal și ulterior de kickboxing. Wow, deci sportivă da, veritabilă. Și... Dar nu faci și sport? Adică nu mai reușești să ajungi ba, și la asta? Dar nu mai fac, apropo de antrenamentul pe care l-am văzut mai devreme. Nu mai fac atâta cât făceam înainte, pentru că nu mai am timp, știi? De asta spun că mie mi se pare că în ziua de astăzi sportul este un lux. Există și, nu știu, momente în care simți că nu mai ai timp efectiv pentru tine, în care poate pici așa, poate și într-o pasă proastă sau într-o mică depresie. Noi, de obicei, femeile, când nu mai avem timp pentru noi, da, știi când, știi când simt asta, joia sau vinerea? Pe final de săptămână exact, deja. Da, când deja am ajuns cu resursele la limită și câteodată mă apucă o stare din aia că nu am făcut sport, dacă nu am reușit să ajung absolut deloc în săptămâna aia la sală, să-mi consum energia, oricât de obosită aș fi. Adică numai un sportiv sau un om care practică de sport înțelege că indiferent cât de obosit ai fi, în momentul în care vii la sală, este toată oboseala. Te relaxezi, te liniștești. În schimb, nu mănânc junk food. Foarte rar se întâmplă, dacă se întâmplă o dată pe an, să mănânc hamburger sau... Nu. Mănânc mâncare gătită, mănânc sup în fiecare zi. No, bun. Cine gătește, tu sau soțul? Nici eu, nici soțul. De prin să știi că mănânc la minister. Nu, dar avem o doamnă care ne ajută cu menajul și care ne și gătește. Timp. Am timp să gătesc și, cum îți spuneam, urăsc să gătesc, timp. Natalia. Apropo de să timp. Nu cer rețete, nu. Te rog frumos. Rețete nu-și cer, dar îți cer rețeta unei căsnicii frumoase, așa cum eu cred că nu o afișez doar pe Instagram, cum de fapt o și trăiești în the real life. Există o rețetă a unei căsnicii frumoase, a unei fericiri? Nu știu dacă există o rețetă a unei căsnicii frumoase, însă pot să spun despre Silviu că este jumătatea mea, că este sufletul meu pereche și că m-a hărăzit Dumnezeu să mi-l scoată în cale, pentru că nu credeam că am să mai fiu fericită. Am făcut compromisul și am rămas într-o căsnicie foarte mulți ani, un compromis pe care îl fac probabil mulți, nu doar femei, ci și bărbați. Am reușit și să ies de acolo, da, și Dumnezeu mi-a arătat că, uite, domne, asta e... Ai rămas cu traume emoționale în urma primei căsnicii, din care, iată, ai greșit poate mai greu sau poate mai târziu decât ar fi trebuit? Nu, și nu pot să spun că îmi pare rău, pentru că dacă aș spune, aș regreta că am fost, înseamnă că aș regreta să o am pe Ana. Nu regret absolut nimic din nou.